Salut, prieteni, și bine v-am găsit la Sănătate pe Bune. Vă întâmpin din nou cu o lectură din Mircea Eliade, intitulată Tehnica și educația culturii spiritului. Acest text a fost pregătit de Mircea Eliade pentru a fi prezentat la Radio București în 1936. Spre deosebire de literatura făcută de Mircea Eliade, de cărțile lui, aceste conferințe se adresează românilor așa cum îi cunoștea Mircea Eliade. Fiind o prezentare la radio, publicul era publicul general. Mesajul lui Eliade, ca a oricărei personalități geniale, continuă să fie relevant zilelor noastre și revitalizant pentru sufletul nostru însetat de impresii mai profunde. Tehnica și educația culturii spiritului. Este ciudat cât de puțin se interesează oamenii de lucrurile esențiale, de acele lucruri care pot face din viață o creștere necontenită sau o moarte spirituală timpurie. S-a observat de către savanți și de către artiști că viața sufletească și intelectuală a omului normal încetează foarte devreme de a mai crește. Majoritatea oamenilor au, din punct de vedere spiritual, vârsta adolescentului. Gândesc și simt, adică așa cum gândește și simte un adolescent la 16-17 ani. Cu aceleași formule, cu aceleași superstiții. Fără să-și dea seama, oamenii străbat viața cu o mentalitate de minor. Biologic vorbind, ei au continuat să crească necontenit. Spiritual însă, nici mintea, nici sufletul lor nu au mai crescut. Oprirea aceasta pe loc se datorește în primul rând unei proaste alimentații spirituale. În foarte multe cazuri, viața sufletească și intelectuală nu mai crește din cauza că nu mai e hrănită. Și astfel, omul trece prin viață cu sufletul și mintea nedezvoltate, mutilate. Este ciudat așadar că despre asemenea lucruri grave și esențiale nu se ocupă decât foarte puțină lume. Este ciudat că tehnicile și mijloacele alimentării spirituale sunt încă prea puțin cunoscute și aproape deloc răspândite. Există nenumărate manuale și cărți prin care omul învață cum să-și cultive gustul artistic, cum să-și perfecționeze mijloacele de contemplație estetică. Există de asemenea manuale prin care se pot poseda toate tehnicile cunoașterii. După câte știm, nu există însă niciun manual cu ajutorul căruia cineva să poată învăța arta de a crește spiritual, de a nu se opri pe loc la o vârstă de 15 sau 16 ani. Lucrul e cel puțin ciudat. De altfel, despre nepăsarea omului modern față de valorile și rosturile fundamentale ale vieții, sunt multe de spus. Gândiți-vă de pildă că deși trăim într-o epocă în care cartea tipărită joacă un rol atât de mare, noi nu avem încă un manual de introducere generală în lectură. Nu avem, cu alte cuvinte, un manual care să transforme acest viciu modern al lecturii într-o tehnică, într-un instrument de alimentare spirituală. Lectura este pentru omul contemporan un viciu sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, ca să omorâm timpul sau citim din profesiune. Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informare sau de contemplare artistică. Să luăm un exemplu. Sunt atâtea cărți stenice în literatura universală. Atâtea cărți care îți comunică sete de viață, de faptă, de bărbăție. Sunt asemenea cărți care au valoarea unui tonic, a căror lectură depășește bucuria intelectuală sau estetică a unei simple cărți bine gândite și frumos scrise. Asemenea, cărți ar trebui citite în orice moment de secetă sufletească, în acele momente de oboseală, de zdrențuire totală, pe care le cunoaște fiecare dintre noi. Totuși, puțin sunt aceiași care știu de ele, care știu mai ales în acele ceasuri când au nevoie de ele. Avem zeci de mii de formule farmaceutice, de tonice, de siropuri, mai știu eu ce, dar nu s-a gândit nimeni să folosească tehnic această colosală energie sufletească latentă în cărți. Literatura poate însemna un stimulent uriaș și totuși acest stimulent se găsește la întâmplare, fie că avem sau nu, atunci, nevoie de el. Este adevărat, lectura nu este atât de indispensabilă creșterii sufletești, dar ea este, pentru noi cel puțin, esențială și ca atare ar putea fi organizată, ca o tehnică de alimentare spirituală. Omul rămâne toată viața cu câteva superstiții logice, câteva scheme mentale, prin care se încăpățânează să judece lumea și spiritul. Oare s-ar putea evita această monstruoasă pipernicire sufletească? Noi credem că da. Și nu prin cărți. Nu numai decât prin ceea ce se numește cultură, ci prin alimentarea continuă a tuturor forțelor sufletești de care dispune omul, orice om normal.
Nu e nevoie de cine știe ce filozofie ca să ne dăm seama de rolul covârșitor pe care îl are în viața de toate zilele meditația, contemplația, bucuria, tăcerea, singurătatea, ca să nu mai vorbim de rugăciunea și de toate celelalte exerciții spirituale de lângă ea. Sufletul oricărui om trece prin epoci de secetă, de sterilitate, de disperare. Și orice om descopere experimental antidotul acestor clipe de oboseală și descurajare. Orice om știe ce înseamnă un ceas de singurătate sau contemplarea unui fapt de semnificative proporții cosmice. Bună oară, un apus de soare, o furtună, o noapte stelară. Toate aceste bucurii sau lucidități pe care ni le dăruiește o asemenea contemplație sunt elemente sufletești. Sunt rădăcinile sufletului nostru, în concret și în viață, sunt rădăcini nutritive. A evita pipernicirea noastră sufletească înseamnă, în primul rând, a îngriji aceste rădăcini nutritive, a cultiva asemenea contemplații. Nu e vorba, deci, de filozofie, de mistică sau de alte cuvinte prea impresionante. Este vorba pur și simplu de a ne organiza experiența noastră vitală. Dacă sunt atât de mulți oameni cu viață sufletească pipernicită, asta nu se datorește întreruperii culturilor livrești, ci neglijării complete a acestor exerciții simple de reculegere și meditație. Cultura livrească nu e absolut necesară creșterii sufletești. Rădăcinile nutritive ale sufletului nostru sunt mult mai adânci, sunt împământenite direct în realitatea vie. Cartea însă poate deveni și ea o forță de nutriție, un vehicul de apropiere de viață. Lectura are un rol vital în viață și stenic. Să observăm că nu întâlnim numai vieți spirituale pipernicite, ci și de-a dreptul bolnave. Sunt și oameni prea triști, prea deznădăjduiți, prea dezaxați, nu numai oameni care s-au oprit sufletește la 16 ani. Nutriția spirituală poate fi, în anumite cazuri, o excelentă terapeutică spirituală. Stă la îndemâna noastră să fim mai puternici, mai sănătoși, mai optimiști, mai virili, sănătatea sufletească, întocmai ca și creșterea sufletească, merg mână în mână. Și ele au nevoie de foarte puține lucruri ca să se realizeze. Lumea de astăzi, mai mult ca lumea cea de totdeauna, uită faptele simple și puține. Acele care stau în capul unghiului. Este atât de ușor să fii, adică nu fericit. Este atât de ușor să fii, dacă nu fericit, cel puțin împăcat cu tine însuți. Ai nevoie de un ceas de singurătate și de contemplație. Lucrurile acestea însă par atât de simple, încât nu le mai ia nimeni în seamă. Vom încerca în conferințele următoare să arătăm însemnătatea pentru creșterea și bărbăția noastră a câtorva din asemenea lucruri simple, ca meditația, contemplația, singurătatea și celelalte cât or mai fi. Am fost Dr. Pompiliu și ați ascultat Sănătate pe Bune, o emisiune menită să vă susțină sănătatea fizică, mentală, morală și spirituală.